Bine ați venit la un nou eveniment. De această dată suntem la Inteligența Artificială în Turism, organizat de City InnoHub, hubul de inovare digitală al Universității Ovidius din Constanța, în parteneriat cu 5 entități. Alături de noi este George Faraoan, un vizitator de data aceasta la acest eveniment. Bine ai venit alături de noi, George. Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație. Cum ți se pare acest eveniment până la ora 12? Pentru că suntem în prima parte a evenimentului. Aș spune că e un eveniment care atacă o temă foarte mare. Inteligența artificială și cum poate asta să fie integrată în turism. Aș spune că e nevoie de această conversație tocmai pentru că industria turismului trebuie să țină pasul cu această tehnologie și trebuie să rămânem competitivi. Ne place foarte mult să vorbim despre locurile noastre natale și cum sunt ele promovate și tehnologia pe care o folosesc, dar în același timp vedem cum există poate o mică reticență sau rezistență la schimbare atunci când e vorba de implementa tehnologia. Odată cu conversații precum aceasta, sper eu, să putem crea awareness și oamenii să fie conștienți că de fapt soluțiile astea sunt aici să ajute și la final de zi să salveze timp sau bani. Tu, ca și constanțean, cum vezi turismul în următorii 5 ani în partea asta de sud-est a României? Cred că avem două lucruri mari. Pe de o parte, marea care ne ajută și un istoric foarte bun. Și pe de cealaltă parte, apropierea poate de București, care e un aeroport foarte mare. Provocarea, în schimb, este că industria turismului rămâne un pic în urmă. Dacă nu se vor face investiții din perspectivă antreprenorială în dotarea hotelurilor, camerelor de cazare cu tehnologie, dacă nu vom începe un marketing mai agresiv, dacă nu vom înțelege că trebuie să ne poziționăm în mod smart ca țară și nu doar prin participarea la câteva târguri de turism, vom rămâne în urmă. Și vedem deja cum state vecine reușesc să atragă un număr din ce în ce mai mare de turiști. De ce? Pentru că au înțeles că bugetul de promovare trebuie să fie unul însemnat și că efortul ăsta trebuie să se întâmple în timp, pentru că nu apar rezultate peste noapte. Dacă o afacere din turism face economie pe partea de buget de marketing, este o alegere bună sau o alegere proastă? Depinde ce obiectiv are acea unitate de cazare. Dacă competitivitatea este în preț, adică vor doar să aibă camere ocupate și încearcă să ofere un preț cât mai redus, se bat cu încalți foarte mulți care fac același lucru. Dacă nu există înțelegerea că trebuie să te diferențiezi și să rămâi în memoria celui care a venit la tine și pe care l-ai găzduit, vei fi doar o altă locație în care a dormit un weekend, o săptămână sau o seară. Cred că investiția în marketing și în ceea ce americanii numesc nurturing, adică îngrijirea relației cu clientul tău sau fostul client, e o decizie smart. Ce părere ai despre tururile virtuale integrate în hoteluri și restaurante? Ei bine, întâmplător, asta e chiar tema pe care o voi aborda și eu astăzi. Cred că există un avans tehnologic foarte, foarte important în zona asta. Avem deja hardware foarte accesibil pentru toată lumea. Avem conținut deja în tururi virtuale, nu știu, pe faleza din Mamaia, pe faleza de la cazinoul din Constanța. Academia Hagi. Chiar și la Academia Hagi. Cu toate astea, nu sunt neapărat materiale utilizate în promovarea asta turistică, iar din perspectiva a ceea ce și-ar dori un turist să vadă de la unitate de cazare, tururile din lobby, piscină, chiar și camere, cu siguranță ajută foarte mult atunci când iei o decizie. Întâmplător, eu unul mă uit foarte mult cum arată, de exemplu, micul dejun. Asta spune foarte mult despre cum un hotel, o unitate de cazare, înțelege să-și trateze clienții. Trebuie să facă sondaje și trebuie să vadă acolo unde sunt așteptările clientului, ce a întâmpinat în momentul cazării și statistica finală. Cred că, de fapt, ce lipsește foarte mult în industria asta e colectarea de feedback. Foarte puține unități de cazare te întreabă dacă chiar te-ai simțit bine, dacă ți-a plăcut micul dejun sau chiar nu le sau pasă cina. De turiști și le pasă doar să facă nu cred că profit. E o rea intenție, cât e poate o atitudine de a rezolva alte probleme mai întâi. Și genul acesta de lucruri care sunt mai soft și care nu ți aduc un
nu ți-a aduc venituri pe termen scurt, să poate să te mai la urmă. Adică nu cred că e rea voință, e doar poate o prioritizare și e puțin mai jos în lista de priorități. Cum poate Constanța să devină o atracție turistică 12 luni pe an și să nu mai fie doar 2 luni? Asta e o întrebare de un miliard. Aș vrea să am răspunsul la asta. Cred că e o problemă cu care industria se confruntă de ceva timp. Trei factori care trebuie să intervină pentru a schimba modul acesta. Aș spune în primul rând partea de activități. Constanța, în afara sezonului estival, își pierde un pic din atractivitate. Foarte multe activități sunt legate de zona aceasta, de mare, plimbări pe mare, chestiuni în aer liber și așa mai departe. Pe de cealaltă, în al doilea rând, aș spune că avem foarte multe spații de conferințe și evenimente care nu sunt valorificate. Constanța și Mamaia, în egală măsură, poate deveni un centru de evenimente și de conferințe. Poiana Brașov ne-a dovedit că se poate întâmpla și pe lângă faptul că era deja o stațiune cu mare succes, au reușit să atragă evenimente care în mod tradițional se întâmplau în alte orașe. Deci asta ar fi poate partea a doua, evenimentele corporate. Și în final, cred că trebuie ca tu, din perspectivă de manager de oraș, de zonă culturală, adică, nu știu, primărie, Consiliul Județean, organizațiile de management al destinației, trebuie să înțelegi că competitivitatea în turism e foarte mare și că dacă nu faci lucrurile profesionist, nu vei ajunge să îți îndeplinești genul ăsta de obiective, să atragi oameni și în afara sezonului estival, poate chiar și în decembrie, cu, nu știu, city break-uri sau chiar poate vizite la centrele de recuperare și refacere de pe la Technigol, care sunt o mare chestie la nivel european, de care, culmea, noi în România vorbim prea puțin. Foarte puțin. Dar aceste informații sper să ajungă mai departe unde trebuie și ca oamenii să se implice mai mult în industria turismului pentru a revitaliza puțin în extra sezonul estival. Îți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi. Mulțumesc și eu. O zi frumoasă în continuare.